Detalii la punct. Da, așa este. Lucrăm de câteva săptămâni pe noua locație pe Muzeul Satului Bănățean. Aerodromul utilitar Cioca a intrat în renovarea în acesta și am fost obligați, de fapt, să ne relocăm evenimentul. Lucru care nu este neapărat rău, pentru că locația arată bine. Ca și spațiu este la fel de generos, pentru că noi la Cioca, chiar dacă aveam 40 de hectare la dispoziție, foloseam 3, la fel câte folosim și aici. Am făcut chiar un calcul în fața scenei, intră undeva între 15 și 20 de mii de oameni, deci lucrurile sunt pe făgașul lor normal. Ne așteptăm la un număr foarte mare de participanți anul acesta, pentru că, nu știu dacă ați văzut, suntem pe locul întâi pe vânzări în România de o săptămână și ceva, lucru care mă bucură foarte, foarte mult. Flight Festival, ajuns la ediția cu numărul 6, ocupă locul fruntaș la bilete vândute în rândul festivalurilor din România. Vlad Garboni, organizatorul evenimentului, promite că această ediție, care se va ține la Muzeul Satului Bănățean, va fi una explozivă pe gustul fiecarei generații. Vineri seara avem headliner-ul festivalului, vom deschide cu James Arthur. James Arthur, care este un artist, nici nu cred că mai are nevoie de vreo introducere. Anul acesta a avut albumul cu numărul 1 în UK. Este extrem de cunoscut, are câteva miliarde de streamuri pe platformele de muzică de online. Vom avea din nou Sub Carpați, vom avea Deliric cu Muse Orchestra, vor ca duminică seara pe scenă, Bugi Mafia, evident, sâmbătă seara, toată lumea vrea să vină, Mihail și, evident, Phaser, Cookie, trupe locale, DJ și oamenii care sunt alături de noi. Pe scena de drum and bass ținută de cei de la Magnetic va urca Mackie Gee și mulți DJ de drum and bass cunoscuți, iar pe partea de retro, Andy Moisescu, vine an de an, îi face mare plăcere să participe la festivalul Flight, și toți DJ-ii noștri locali care au pus prin cluburi, care au învățat ceva, care țin atmosfera muzicii retro până dimineața la ora 5. Vă spun sincer, după ce se închide scena mare, eu la retro sunt până la 4-5 dimineața, pentru că este zona mea preferată. Așadar, în acest weekend, vineri, sâmbătă și duminică, sunteți așteptați la Flight Festival, evenimentul care a pus Timișoara pe harta festivalurilor.